Spui, vreau să mă cunosc pe mine însumi. Tu ești acel eu. Tu ești cunoașterea. Tu ești conștiința prin care totul este cunoscut și care nu se poate cunoaște pe ea însăși. Ea este ea însăși. Nu mai este nimic de știut dincolo de acest punct. Și totuși, toată cunoașterea ia naștere de aici. Eu nu se poate autoconstitui într-un obiect al cunoașterii, al conștiinței. Așa că nu poți deveni propriul tău obiect de studiu. Acesta este motivul pentru care se naște iluzia identității egotice, deoarece, din punct de vedere mental, te consideri un obiect. Spui, asta sunt eu, apoi începi o relație cu tine însuți și le spui celorlalți și ție însuți povestea ta.